Democrația este un lucru fragil. Este o alegere bazată pe valori care adesea sunt puse la îndoială de entități autocratice. Metoda preferată este dezinformarea. În episodul de astăzi vom analiza cum Rusia încearcă să influențeze opinia publică și alegerile din alte state. Rusia încearcă să-și extindă influența dincolo de granițele sale și în întreaga lume, prin vânzarea de arme, organizații paramilitare, război sau chiar intervenții politice. Însă forma lor preferată rămâne dezinformarea. Lista evenimentelor în care Moscova s-a implicat mai mult sau mai puțin public este lungă, dar putem aminti invazia militară din Crimea și Ucraina, interferența în alegerile prezidențiale americane din 2016, protejarea guvernului sirian și a celui iranian. Cel mai recent a fost acuzată că a finanțat protestele opoziției în țări precum Bulgaria și Republica Moldova pentru a crea tulburări sociale. Rusia a folosit platformele majore de social media pentru a încerca să influențeze alegerile din 2016 din SUA. Facebook, Instagram, Twitter și YouTube au fost folosite pentru a răspândi propagandă și dezinformare, mai ales prin intermediul conturilor spam. Iar același lucru s-a repetat și în 2020. Dar nici Europa nu a scăpat. Ucraina este una dintre țările care au fost mult timp influențate de eforturile externe ale Rusiei. Înainte de invazie, anexarea Crimeei în 2014, în urma unui referendum contestat, a fost una dintre principalele acțiuni de influență ale Kremlinului. Referendumul nu este recunoscut la nivel internațional din cauza problemelor legale din jurul său. Rusia nu a permis accesul observatorilor independenți, iar cetățenii nu au avut opțiunea clară de a vota pentru a rămâne în Ucraina. De la amenințări cu arma și până la exagerarea numărului de votanți, Rusia a aplicat o serie de acțiuni prin care să influențeze votul. O nouă rundă de alegeri electorale vor avea loc în 2024 în majoritatea țărilor occidentale, lucru care naște întrebarea, mai poate Rusia să influențeze rezultatele acestor alegeri așa cum o făcea în trecut? Short answer, yes, there's still, especially in Eastern Europe and your part of the world, I mean, there's still significant market penetration by either direct Russian propagandists, though that's a little harder now, but then also, proxies that take their cues from the Russian state. But they still have significant, online proxies, huge pro-Russian Telegram groups, for instance, that are coordinating content and narratives across countries. But TV narratives, are informed by these, different online currents. In Russia, the Russian propagandists can still really affect those currents before they reach the wider population. So bottom line, yes, although I do not think that Russia is in a stronger position to exercise this power than they were at the outset of the war. I mean, to put it more simply, I think that their information and influence capability has been degraded a bit. Rusia nu duce lipsă de motive pentru care ar dori să influențeze rezultatele electorale din țări democratice. Însă arsenalul de care dispune, printre care se numără și campaniile de dezinformare, e suficient ca Moscova să-și atingă scopurile geopolitice.